Pregătirile pentru slujba de bobotează sunt întoi la Constanța. Arhiepiscopul Tomisului Teodosie a sfințit apa din butoaiele așezate în fața Arhiepiscopiei. La slujba de mâine sunt așteptați zeci de mii de credincioși. Sfânt. Arhiepiscopul Tomisului a făcut ultimele pregătiri pentru bobotează. Teodosie a sfințit apa din butoaiele așezate în fața Arhiepiscopiei. Au fost pregătite și 150.000 de sticle cu aghiazmă care le vor fi împărțite credincioșilor. Este o zi atât de importantă, este o zi cosmică, pentru că întreaga făptură participă la această sărbătoare. Ca în fiecare an, arhiepiscopul pregătește o procesiune impresionantă pentru bobotează. Vom merge cu care, cu boi și cu măgari la portul Tomis să sfințim din nou apa, pentru că numai în două zile se sfințește această apă în ajunul bobotezei și în ziua botezului Domnului. Ce este această bobotează? Este arătarea Domnului plină de daruri, pentru că cerul se deschide și Tatăl trimite pe Sfântul Duh în chip de porumbel asupra Fiului, care este botezat în râul Iordan. Teodosie a promis zilele trecute că nu se va mai urca pe cisternele cu apă așa cum făcea pe vremuri. Apa cea mai curată, chiar am stabilit toate și... apă garantată, curată, care se sfințește în aceste butoaie. Nu o să vă mai dau motiv să spuneți că mă suite nu știu ce. Asta, asta așteptați. Nu mai urcați pe cisternă? Păi dacă am destule butoaie, înainte puneam în butoaie și mai rămâneau destule tone în cisterne. În 2022, 10.000 de oameni s-au strâns în portul Constanța pentru slujba de bobotează, deși ne aflam încă în pandemie. Teodosie a venit atunci într-o caleașcă trasă de doi cai. Arhiepiscopul a fost ținut în poală de alt preot pentru a nu-și pierde echilibrul. De-a lungul anilor, sărbătoarea de bobotează nu a fost lipsită de incidente pentru Teodosie. În anul 2019, Teodosie s-a împiedicat la urcarea pe cisterna cu apă sfințită. Doi ani mai târziu, arhiepiscopul Teodosie a fost din nou în mijlocul atenției. A căzut pe scări în timp ce sfințea apa și îi binecuvânta pe credincioși.